Și vă spuneam, vin vești bune de la guvern pentru salariații din sistemul bugetar. Cei angajați la Ministerul Transporturilor și cel al Culturii vor primi bani în plus. La fel și parlamentarii, cei din Sănătate sau Finanțe. De asemenea, cei care se ocupă cu atragerea de fonduri europene vor avea un spor de 50% din salariu, însă nu e bucurie peste tot. Ba, din contră, profesorii vor primi în plus doar 10%. Iar oamenii sunt de părere că aceste majorări puteau să mai aștepte, ținând cont de contextul actual. Majorările au fost votate de Camera Deputaților, care este for decizional. Camera Deputaților a adoptat două proiecte de lege care vizează majorări salariale. Primul proiect prevede creșterea salariilor cu un sfert din nivelul prevăzut de lege, în urma deciziei Coaliției de Guvernare de săptămâna trecută. Al doilea proiect de lege vizează majorări pentru angajații din ministere și parlament. Cele mai mari majorări salariale vor fi la Ministerul Fondurilor Europene. Angajații care se ocupă de fondurile externe rambursabile vor avea salariul mai mare cu 50%. De asemenea, cei care lucrează la Ministerul Muncii, la Ministerul Finanțelor sau la Ministerul Sănătății vor avea salariile mai mari cu 25%. Multe dintre aceste creșteri salariere sunt imorale, într-adevăr, în această perioadă, având în vedere situația economică dificilă prin care trece România. Mare parte din creșterile salariale nu sunt justificate de performanța din domeniile în care activează acești bugetari. Salarii mai mari vor avea și angajații Ministerelor Transporturilor și Culturii, 15% pentru complexitatea muncii. Salariile vor fi majorate și pentru angajații Parlamentului, la nivelul maxim de salarizare aflat în plată. Păcat că pentru ei sunt salarii, dar pentru muncitorii care lucrează în construcții nu e. Nu știu dacă era urgent acum să o facă. Polarizarea asta de tipul noi contra ei și automat să-i luăm de ce ei și noi nu și nu știu ce, cred că ar necesita mai multe explicații, mai multe discuții. Cred că mai mult ar trebui susținut mediul privat, astfel încât colectarea de taxe să fie una mai ok și cumva mi se pare o decizie bună dacă îi avantajează pe acele persoane, doar că ar trebui să fie în toate, să spun așa, clasele sociale. Noi, cu 1,2 milioane de bugetari, suntem pe primul loc în Europa raportat la numărul salariaților în comparație cu cel din sectorul privat și asta arată cât de prost ne administrăm banii publici. Spre comparație cu Polonia, care are 900.000 de angajați la dublul populației, salariile lor ne costă dublu față de acum 6 ani, aproape 140 de miliarde de lei sau 10% din PIB. Profesorii vor primi și ei 10% în plus la salarii. USR a anunțat însă că va ataca la Curtea Constituțională cele două proiecte de lege.